Maria Tănase, celebra interpretă de muzică populară, s-a născut în Mahalaua Cărămidarilor din București anului 1913. La 21 de ani se angajează la Teatrul Cărăbuș și 2 ani mai târziu înregistrează cu acompaniamentul tarafului Costică Vraciu câteva piese, printre care cunoscutele M-am jurat de mii de ori și Cine iubește și lasă. Debutul radiofonic al interpretei, numită de Nicolae Iorga Pasărea Măiastră, are loc la 20 februarie 1938 în cadrul emisiunii Ora Satului. Îi băgași-n dragi pe toți, îi băgași-n dragi pe toți, iar la mei ca vor doi zboți, și nu te iubi cu toți. Din 1939, melodiile Mariei Tănase se fac cunoscute și pe tărâmuri străine. Astfel, pe 16 aprilie, cu prilejul expoziției universale de la New York, regina cântecului popular românesc sau Edith Piaf a României cântă împreună cu orchestra lui Grigoraș Dinicu și cu naistul Fănică Luca. La această expoziție au mai fost prezenți Dimitrie Gusti, George Enescu și Constantin Brâncuș, omul de care Maria Tănase a fost îndrăgostită în ciuda diferenței mari de vârstă dintre cei doi. Mărinimia Mariei Tănase a fost bine cunoscută în cercul apropiaților interpretei. Datorită gesturilor sale de bunăvoință și filotimie, se pare că Fărâmiță Lambru n-ar mai fi fost la fel de cunoscut fără sprijinul acordat de celebra cântăreață, cea pentru care Constantin Brâncuș ar fi fost capabil să execute câte o lucrare pentru fiecare melodie magistral interpretată și a surprins probabil admiratorii prin faptul că a fost agent a serviciului de informații. Dar tot ea, Maria Tănase, și-a surprins apropiații prin faptul că nu punea mare preț pe banii câștigați, iar aventurile, mai ales cele amoroase, nu le evita aproape deloc. Iar fi bătut vântul mult, iar fi bătut vântul mult, m-ar fi strâns de m-ar fi rupt, m-ar fi strâns de m-ar fi rupt. Modul în care a interpretat cântecul românesc pare că nu a surprins pe nimeni, decât firește, în mod plăcut. Și asta pentru că trebuia să existe, așa cum a fost, o Maria Tănase, cea de la cărei naștere se împlinește la 25 septembrie un secol.